statele sunt foarte implicate în atacuri. Tu să-i plătești, el să încerce să decripteze, dar să nu mai reușească să decripteze. Suntem implicați în, să zicem, investigații cu Interpol, Europol. Mă bucur tare mult că în sfârșit am reușit să ne întâlnim. Uh. Domnul Florin Talpeș, n-aș vrea să fac o prezentare ca la televiziune, aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să vă prezentați direct, ca și cum nimeni nu v-ar cunoaște. Ce ați spune cuiva care nu vă cunoaște? Cine sunteți? Și cu ce vă ocupați? Întotdeauna când mă prezint, depinde de context. audiență și context. Da? Tocmai, da, tocmai de, de, obicei... de aia nu vreau să ținem cont de context. Da, de obicei mă prezint ca fiind soțul Mariucăi. <laughs> Florin Talpeș, un să zic, multe răni, multe să zic, vindecări și unele în curs al un veteran al antreprenoriatului românesc. Asta credeți că vă definește. Da. E foarte interesant pentru că sunt convins că dacă am fi fost la un interviu televizat, s-ar fi început așa. Doamnelor și domnilor, avem în față unul dintre cei mai bogați români milionarul Florin Talpeș, patron de companie de succes. Am auzit asta, m-am mm -hmm. documentat puțin. Da, eu și, că și noi vo... toți suntem bogați. A, asta, asta voiam și să aici. vă întreb. Ce, ce părere aveți despre, despre lucrul acesta? E, cât de important e și dacă este un indicator al performanței neapărat? Bogăția, faptul că aveți succes financiar. Este acesta un indicator al performanței dacă... Ai succes financiar înseamnă întotdeauna că ești performant. Pentru că în descrierea pe care v-ați făcut-o n-am regăsit asta. Deja, spus, suntem... pe masă o grămadă de teme. Păi, după aceea vă las da. pe, pe dumneavoastră. Uh, în descrierea pe care am, am auzit-o, n-am auzit sunt milionar, sunt patron, sunt șef, sunt uh, conduc. Ați spus că sunteți antreprenori și că aveți multă experiență. Și mi se pare foarte important asta. Deja deci, deci, e băgat încă alte teme. În să le luăm pe rând, să okay. le luăm pe rând. Chestia asta cu bogăția. Noi suntem o societate care, ca și cultură, suntem la început unui drum. În sensul că încă noi, să zicem, apreciem formele. Mie mi s-a întâmplat, de exemplu, și din momentul la am zis că în viața mea nu se să fac așa ceva. Eram la o întâlnire, tot așa eram. Intrasem într-un grup, nu erau întreprinzători, erau din zona putere politică, da? Uh -huh. Și când am intrat în întâlnirea pe care o aveau, cineva m-a măsurat de sus până jos și și-a făcut un calcul. <laughs> A pus pe mine pro o sumă. Adunase evaluarea pe care o făcea e la papucilor, ciorapilor. Pantalonilor, cămășii, tot, și tot ce este ok. Cam cât valorează omul ăsta. Asta ați simțit? Da, nu, nu, nu. nu. Și după am și confirmat lucrul ăsta, da? Ăsta era cercul. În cercul ăla, zicem, forța era dată de cât de scumpe erau hainele de pe tine. Dacă aveai haine scumpe pe tine, era un om puternic. Nu, nu era. N-aveți să cauți acolo. Era un om slab. Da? Ce vreau să zic este că noi, ca societate, de prea multe ori ne uităm la oameni că sunt puternici dacă au Maybach, dacă au un ceas de 80.000, de 100.000 de, 100 de, mii de ori. Mă rog, noi nu înțelegem probabil ce înseamnă un ceas de 80.000 de, mii de ori. Dacă au lucruri foarte scumpe dacă au un IAH mare, dacă au o casă uriașă. Da? Nu cred că asta e bogăția. Sau pentru mine nu este asta și pentru noi, ca societate, nu ar trebui să fie lucrul ăsta. Și mereu dau un exemplu. Prima oară când am fost în Silicon Valley, Silicon Valley e, de fapt, capitala mondială a tehnologiei. Acolo e cea mai mare densitate de antreprenori în zona de tehnologie. Și țin minte cum... Uh, veneam dinspre San Francisco. San Francisco este undeva la nordul văii, da? E unul din cele mai puternice orașe americane, de fapt economia Californiei este una din cele mai puternice economii din lume, doar a unui stat din Statele Unite. Și veneam din San Francisco în vale cu Măriuca și am venit cu trenul. Acolo e complicat, deși au benzi pe un sens, mm. da, când apare, cum zic eu rush hour, se, se blochează alegi trenul. Da? care se oprește în fiecare stație un fel de metro de suprafață la el. Și era foarte interesant cum se dădeau jos din tren oameni care urcau în mașini pe care le-am considerat foarte scumpe. N-aveau nicio problemă să meargă cu trenul, care era o anumită înghesuială, să tăi în picioare, ca apoi să urce într-un Mercedes, într-un Porsche P și așa mai departe. Da? Care credeți că este motivul pentru care societatea românească sau noi nu ne-am maturizat în acest sens? De ce e foarte importantă bogăția și expunerea ei în anumite cercuri și de ce impresionează ea sau îți conferă putere în ochii celorlalți? E vorba de secole de istorie. Să nu uităm că multe sute de ani ne-am avut o structură care era feudală, am avut o trecere destul de rapidă prin capitalismul la burghez, da? secolele astea au creat poporului nostru sau nou ne-a creat ceea ce se cheamă respectul față de autoritate, față de putere. Da? Deci dacă cineva are o poziție publică, e primarul, e șeful, el e tare, el uh -huh. e Dumnezeu, el le știe. Da? Și de fapt Cultura care a fost creată vreme de sigur, nu numai în România, dar în România, în România ținut până de curând, a fost o cultură, eu sunt cel care, cum zicem noi în organizația asta, o cultură puternic ierarhică. Eu sunt șeful, eu știu ce am de făcut, eu iau deciziile, voi executați și atunci s-a creat raportul ăsta. Adică există un olandez, se cheamă Hofstede, care a încercat să descrie firea popoarelor și a să o descrie cu date cum ar fi. Și unul din indice chiar atâna față de autoritatea românilor, unde se vede, de exemplu, noi față de polonezi. Dacă e o mașină a poliției pe dreapta, trasă pe dreapta pe un drum, lung să zicem, da? În românii majoritatea încetinesc, se opresc, să vadă ce... Păi să nu-mi spuneți că polonezii accelerează. E, nu, merg normal. Acum, depinde, la, de ce înseamnă la noi? La, la noi și polițistul este o expresie autorității. Adică, acum poate mă oprește, poate că am făcut ceva, mm -hmm. poate că uh, e ceva discreționar. Adică se poate întâmpla orice. Nu este. Oh, păi nu, eu merg regulamentar. Nu are, nu mă interesează de fapt ce se întâmplă în Eu respect regulile și mai departe. Da? Și dumneavoastră, ce credeți? Este bine să se întâmple așa într-o societate sau, no, 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 no. sau no. într-o companie? No. E, cel mai bine e să te uiți puțin cum evoluează companiile. Uh -huh. Sunt un fel de societăți în mic. Când zic societăți țări mici. Da? Pentru că acolo apar culturile organizaționale, așa cum vorbim de firea unui popor. Și ne putem uita cum au evoluat. Modurile în care se organizează, sau modul în care se organizează companiile. E ceea ce nu e design organizațional, da? Partea asta, modul ăsta ierarhic, a fost un mod specific uh, corporă companiilor acum vreo 30-40 de ani de organizare. El e total depășit acum. Pentru că ce se întâmplă? Atunci când ai orice organizație, ar vrea să aibă oameni cât mai buni în ea. Noi, ca popor, am vrea tot să fim cât mai buni, da? Copiii cât mai educați, noi să avem joburi cât mai bune, să știm cât mai multe, să fim cât mai fericiți și așa mai departe. La fel e și într-o organizație. Și atunci, dacă tu e o cultură care e puternic ierarhică, în care șeful e cel care știe, șeful e cel care decide, de fapt tu nu folosești ceea ce pot și știu oamenii tăi la maxim. În cazul dumneavoastră, este evident că ați construit una dintre cele mai puternice și cunoscute companii românești. Foarte cunoscută în, în străinătate, performantă. Voiam să vă întreb dacă tocmai pe, pe această filozofie v-ați bazat, pe, pe cea în care nu aveți un sistem ierarhic de modă veche. E, ok, n-am să zic de modă veche. Okay. Da, mă rog, așa, așa sună cel puțin. Da, pentru da, da, mine. E da, da, da. depășit, ați spus că e depășit. Da. În momentul, momentul ăsta, dacă ne uităm la organizație și zona de tehnologie, una din zonele în care organizațiile evoluează foarte mult se dezvoltă foarte mult, caută mereu noi modele care sunt din ce în ce mai bune da? acolo modelul ăsta e clar depășit în zona asta a, a tehnologiei. Ați trecut prin el la început? Uh, depinde de om. Adică ați fost acel conducător depinde, din vârful piramidei? Deci, depinde foarte mult de om uh -huh. pentru că e un alt concept. Dacă cineva conduce o echipă și are suficient de mult timp la dispoziție, adică ani de zile, până la urmă, echipa seamănă cu liderul. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că atragi în jurul tău oameni cu care, pe filozofia ta, poți să lucrezi, oamenii care, cu care nu poți să lucrezi sunt respiri și în timp are loc o selecție încât echipa ați seamănă. Da? Adică ceea ce zicem noi că liderul se vede în echipă, modul în care el acționează, da? Și aici depinde de fierea fie, fie fiecăruia, da? Eu am fost învățat de ai mei și Mike mi-a avut un rol foarte mare, Mama a fost învățătoare de ceea ce se cheamă fi empatic cu ceilalți, fi modest, urmărește să fii cât mai bun, dar ai relații foarte bune cu ceilalți, da? De ajutor, de prietenie și mai departe. Eu, de exemplu, un B-Defender, mă consider cel mai slab expert din BDF. Și cred că așa și trebuie să fie, pentru că, de fapt, colegii mei trebuie să fie pe zona lor experți de o de ori mai buni și sunt decât mine. Eu sunt, să zicem, expertul ăla foarte subțire, la de toate și care nu e expert la nimic. Okay? Eu nici n-am început așa, dar am observat cum în societatea românească modelul ierarhic a fost un model extrem și este încă un model extrem. Dar am cum fost... ați început? Pentru că sunt convins că foarte mulți se întreabă cum ați reușit să construiți o corporație, cum se construiește o corporație, cum ajungi la acest nivel. Nu, nu avem timp. Nu există o rețetă. Nu există. Nu există. Păi de experiența ta? Sigur. Acum, la întrebarea asta de de ce eu n-am început trebuie să recunosc că eu am și lucrat înainte de a deveni antreprenor într-o echipă de cercetare. Uh -huh. Și în cercetare, în general, s-a dus vremea când tu ești cercetător, nu mai ești Leonardo da Vinci, și atunci tu crezi de unul singur o grămadă de lucruri. Și atunci eram deja obișnuit cu munca de echipă. Uh -huh. Iar munca de echipă, ce înseamnă echipă? Înseamnă că tu îl respecti pe celălalt, vezi valoarea celuilalt și o respecti, da? Și de asta nici n-am putut să am o cultură ierarhică. Eu, pentru că noi eram, ca zic așa, toți egali și toți egali am rămas și acum, deși încoate există o anumită ierarhie, să nu fim ipocriți, și există, ca zic așa, mai mult în cultura românească legat de uh, ierarhie, vreau să fac pe plac șefului. Uh -huh. Și atunci când am de a face cu șeful, am un fel de comportament, când am de a face cu ceilalți de ei mei, am un alt fel de comportament, da? Ceea ce mie nu-mi place, pentru că poate, eu chiar cred că noi suntem toți egali acolo. Și atenție! Sunt destui colegi care, atunci când eu spun ceva, să deci zicem, pun pe masă o idee, și asta e foarte bine, asta îmi place, uh -huh. o diseacă, contrazic anumite lucruri, o îmbunătățesc și așa mai departe. Da? Dar ar trebui să revenim la chestia: e pentru noi toți succesul? sau partea financiară o măsura succesului, Aceasta era întrebarea. Era știți astea știți astea de astea. ce vă întreb? Pentru că țin minte că personal am citit o carte foarte interesantă din punctul meu de vedere în studenție, care se cheamă Etica Protestantă și Spiritul Capitalismului de Max Weber. E o carte clasică și el venea acolo cu o idee foarte interesantă pentru prima dată, cum că ai obține gratificarea divină în timpul vieții și asta e o dovadă prin succesul pe care l ai. Efectiv. Fie el și financiar. Și atunci mă gândesc că da, de ce nu? Poate că uh, performanța financiară reprezintă pur și simplu performanța. În de asta întrebam, voiam să știu părerea dumneavoastră. Nu e în cazul meu. Uh -huh. Sunt convins că atunci când vorbești de succes și succesul e legat cumva de noțiunea de fericire, uh -huh. tu să fii mulțumit, fericit, da? e ceva individual. Fiecare vede altfel succesul. Absolut. Da? În cazul meu, nu neapărat succesul financiar este o măsură, poate să fie una din măsuri în anumite situații. Când zic succesul financiar, în sensul că, evident, noi, ca și echipă, printre altele, urmărim și o anumită creștere, să ajungem exact. undeva da? exact. la o anumită mărime, să cucerești o anumită cotă de piață. Mm -hmm. Deci, întotdeauna, numerele fac parte din viața noastră atunci când măsurăm ceva. Da? dar în cazul meu personal, să zicem, banii sunt doar, sau sunt doar un mijloc prin care poți să faci ceva, anumite proiecte și așa mai departe. Înțeleg. Aici. Aș reveni puțin la construcția uh, în desfășurare încă, Câți erați la început. Eram uh, eu și Mariuca și încă un Coleg care nu era, cum zicem acum, full-time, adică nu era uh -huh. tot timpul cu noi. Eram doi la început. Doi. Da. Și acum? Uh, <laughs> Aș să zic ceva. Mărimea echipei, ia <laughs> numere, în opinia mea... <clears throat> Nu este o mă măsură a succesului în cazul unei companii Normal, dar tehnologie. eram curios cum se dezvoltă. Ah, ok. Acum suntem undeva între 1.700-1.800 de oameni. Și aveți birouri în, în Statele Unite, da, din câte știu? La orice companie vorbim de cartierul general. Știu un... că sunteți foarte mândru că e aici, în București. <laughs> da, e un fel de fix pe care l-am avut. Ideea de a arăta că poți să devii o companie și asta... Nu atât mie, cât, ok, prin ceea ce facem noi să arătăm tinerilor că se poate. Da? Noi, când zicem companie de tehnologie, ne referim la companii care inovează, care creează noi tehnologii, adică tehnologii care nu mai există. Uh -huh. da? Nu că nu mai există în sectorul 1 sau în sectorul 5, ci nu mai există. Așa. Uh, și vreau să demonstrăm că poți să crezi din România și păstrând cartierul general în România și poate explic puțin ce înseamnă asta și devenind o companie de tehnologie globală, deci care acționează multe piețe, care câștigă cotă de piață, multe piețe și așa mai departe. Da? Vorbeați de tehnologie și de inovație. Ce fel de tehnologie sperați să apară cât timp sunteți pe pământ? O, o problemă mare pe care o avem e legată de capacitatea noastră de a învăța. De ce e o problemă? Pentru că dacă ne uităm la ritmul în care, să zicem, Ceea ce știm noi expiră. Adică trebuie să înțelegem că, de fapt, ceea ce acum luăm noi ca și cunoștințe, sunt ca orice produs, au ca orice produs o durată de viață. Adică expiră uh -huh. la un moment dat, da? Deci, dacă tu ești cât de lungă e viața unor cunoștințelor, constați că viața lor devine din ce în ce mai scurtă. Ce înseamnă asta că noi, ca uh, umanitate. Avem nevoie de update. Progresăm, uh -huh. cercetăm. Înțelegem tot mai mult natura și așa mai departe. Deci înțelegem tot mai mult, da? Înțelegând tot mai mult, ceea ce era valid acum 2 ani de zile, nu mai e valid acum. Și sunt de, o grămadă de studii care îți arată în cât timp, de, de exemplu, ceea ce învață un student în anul ce la medicină, a expirat. Nu mai e valid. El trebuie să învețe altceva, da? Ei, perioada la asta se scurtează foarte mult. Ce înseamnă asta? Că tu, ca să faci față, ca profesionist, trebuie să înveți foarte mult. Ne-am auzit de învățarea în timpul vieții și așa mai departe. Da? Uh -huh. Ei, problema este cât timp trebuie să petreci tu ca să rămâi așa, măcar la nivelul pe care l-ai avut de profesionist. Da? Cât timp trebuie să înveți pe săptămână sau pe lună? Ei, uh -huh. și studiile ne arată că, dacă mergem în ritmul ăsta, nu vor trece câteva zeci de ani până când va trebui să învățăm toată. Săptămâna. Continu. Ce înseamnă asta? Să... Bine, dar eu învăț pentru ce? Ca să aplic? Ca să crezi ceva? Păi nu mai e timp. Uh -huh. Pentru că tu trebuie să înveți. Și atunci, cumva trebuie să întâmple ceva ca viteza noastră, ca noastră de a învăța să crească mult mai mult încât să nu mai fiu nevoit să învăț să zicem, dacă am 8 ore pe zi, 8 ore pe zi să învăț și în rest să nu mai am timp să fac altceva, ci să reușesc să învăț mult mai repede ceea ce învăț acum în 8 ore să învăț într-o oră, în așa fel încât să am timp să aplic ceea mm -hmm. ce învăț. Da? Ei, problema este că aici ajungem la limitele noastre. Și avem nevoie de tehnologie. Și avem nevoie ca oamenii să se... <gânt> să upgrade. Cum facem asta? Ei, aici sunt multe cercetări care se fac deja, da? sunt multe startup-uri care deja încearcă. Să se conecteze, să conecteze lumea exterioară direct la creier. De exemplu, e un startup care e focalizat pe muzică, să asculți muzică fără să mai folosești urechile, de exemplu. Da? Toate astea se fac uh, în ideea de a întări, de a accelera capacitatea de a învăța a, cre a, a noastră -a creierului. Deci, da? probabil că în următorii 30 de ani o să vedem niște salturi spectaculoase în care. Așa cum vedem noi, nu știu, vedem în filmele de science, de științifico-fantastice, cum cineva se pune, îi se toarnă cunoștințele în cap și într-o zi a devenit doctor în ceva. Da? Ne apropiem de momentele alea în care, într-adevăr, va exista un fel de legătură între ceea ce există în calculatoare, o, o bibliotecă asta imensă de cunoștințe care se îmbogățește pe oră ce trece, pe minut ce trece și creier în așa fel încât să poți să înveți foarte repede. Și atunci se va pune o problemă, o altă problemă care va fi și mai dură, pentru că noi atunci când avem emoții, când trăim emoții, emoțiile la noi nu sunt trec din furie, în fericire, în tristețe și mai departe, în fracțiuni de secundă. Noi știm că avem, de exemplu, atunci când suntem supărați, furioși, ne trebuie minute întregi ca să reușim să ieșim din starea asta. Da? Ani, poate. Pă unele chestii mai mult, da? Ei, cum naibă o să facem cu partea de emoții, când creierul, pe partea de învățat, o să facă în fracțiuni de secunde lucruri enorme, da? Și asta va fi o altă mare dilemă. Deci, Dar dacă ce emoțiile, cum o să facem? E, e foarte interesant ce spuneți, și uh, nu pot să nu mă gândesc la întrebarea următoare. Ce ne definește pe noi, emoția sau rațiunea? Din punctul dumneavoastră de vedere. Pentru că uh, eu, eu, pentru mine e clar, eu vin de, din zona artistică recomand tuturor. Pe mine somnă. mă sperie ce, ce a spus mai devreme, dar dumneavoastră. Uh, nu, nu. nu. Uh, suntem într-o epocă, într -o, din nou, într-o epocă în care inteligența artificială este la ordinea zilei. Nu e prima oară când inteligența artificială și-a făcut loc în viața noastră, dar acum, uh, toată lumea e de acord că impactul este major. Uh -huh. Că va schimba multe lucruri, da? Uh, și apropo de rațional sau uh, nu, hai să zicem așa, știință sau artistic sau știință, da? Știința nu, artă. Nu, nu, că a... eu, eu, e o eu paradigmă. Că ne... Știința artă, pentru că știința este definește. Eu, eu am terminat matematică da. și matematicienii îmi spuneau așa, niciun domeniu nu poate să devină o știință cât timp nu folosește matematică, da? și atunci zicem rațional. Și atunci e știință și artă. Dacă ne uităm la meseriile viitorului și unde inteligența artificială își face loc, considerăm că sunt foarte multe care sunt legate pe relații sociale, pe emoțional, pe afectivitate și mai departe, pe relații între oameni unde inteligența artificială doar ne poate ajuta. Noi suntem pioantei. Deci, întotdeauna e vorba de un amestec. Unde merge una, până unde merge una, până unde merge cealaltă, e de văzut, pentru că noi ceea ce vedem este până și în artă. Da? Și mă uitam acum chiar mă uitam pe niște, să zicem, aplicații ale inteligenței artificiale în educație. Și mă uitam, de exemplu, că profi de muzică, ei vin din artă, corect? Deci, atât să fie profi, să fie disnona artistică. Da? Încep să folosească instrumente bazate pe inteligență artificială care deja le creează anumite lucruri și ei pot să uh, compună mai departe. Adică o parte din muncă e făcută de, să zicem, mașină și el face o altă parte de muncă. El nu e înlocuit, dar o parte din muncă e preluată de inteligență artificială. Și cam asta se va întâmpla în o grămadă de domenii care, pe care le numim artă. Credeți că poate fi înlocuit vreodată de mașină omul? De <laughs> nu, nu, nu. nu, nu V-ați nu, 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 mai că... gândit odată? Nu, am mai gândit pentru că încă o dată. <laughs> Uh, întrebarea este. În ce măsură, probabil? Nu, nu, omul de astăzi. Noi avem deja astăzi oameni care sunt un amestec de oameni și mașină, să zicem, da? Când zic mașină, mă refer la inteligență, atenție. Să nu înțelegem prin mașină robot mecanic. Nu, da. nu, 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 nu. Prin mașină eu înțeleg inteligența artificială, da? Da, da. Și astăzi deja vedem în coartă. Atunci când ai un ceas la mână, care ele îți măsoară, de exemplu, astăzi, saturația de oxigen în sânge, ceasul ăla, de fapt, te ajută să vezi din timp dacă iei COVID, de exemplu. Pentru că una din simptome este că scade saturația oxigen. Ei, păi, omul ăla deja e un om care nu are nicio legătură cu omul de acum 2000 de ani. Pentru că omul ăsta deja, el stă pe inteligența artificială ca să facă anumite lucruri în viața lui. Na? Deci astăzi, noi deja suntem un amestec de inteligență artificială și inteligență reală și cred că amestecul ăsta se va dezvolta în continuare în care noi cum zicem ne augmentează, ne ajută să ne dezvoltăm mai bine, da? Dar ne dezvoltăm partea umană, cu focus pe partea umană. Și ca să dau un exemplu cel mai simplu, poate nu e cel mai bun, dar e cel mai simplu. Când a început epoca industrială, Ford marca Ford, ei au reputația că au creat primele linii industriale în care oamenii erau specializați. Unul învârtea șuruburi, altul muta o roată de colo-colo, da? Ei, astăzi am putea zice că poate nu ne-am dorit ca oamenii să facă lucruri, cum le zicem noi, robotice, da? Deja le spunem robotice. Le zicem robotice, mm -hmm. adică să te porți tu ca un roboțel care mereu face același lucru, da? Astăzi am vrea ca mașinile să facă lucrul ăsta și noi să ne ocupăm de partea noastră umană, de ceea ce e specific nouă mai mult și partea aia să o dezvoltăm mai mult. Da? Deci eu văd de fapt un amestec în timp între inteligența artificială și om care să ajute omul să, ajute omul să se dezvolte mai mult ca om. Este implicat Defender în astfel de proiecte investiți în această zonă? Trebuie să înțelegem că, de exemplu, o soluție de securitate sau soluțiile, că sunt multe, pe care le avem, conțin extrem de multă inteligență artificială. Extrem, extrem de multă. E normal. Uh -huh. că ai, de exemplu, la tine... Un ai computer sau un telefon. O aplicație care poate să-și dea seama că telefonul tău E sub atac, că de fapt copilul tău, când discută cu cineva, discută cu un pedofil și că e în pericol și așa mai departe. Deci e multă inteligență artificială acolo care evoluează continuu. Asta voiam să vă întreb: cum atacă cineva telefonul? Nu știu cât de ușor îmi intră în cameră, cât de ușor mă poate vedea dacă am un televizor inteligent acasă. Dacă am acest computer, foarte mulți oameni pun celebrul sticker pe, pe camera laptopului. Aș vrea să vorbim pentru cei care nu se pricep la tehnologie. Cât de ușor este să fii atacat în felul acesta și ce poți face ca să te protejezi cât de cât? Vorbim de, să zicem, oameni ca noi. Exact. Adică, nu, exact. Adică care nu au nicio treabă cu tehnologia. Absolut, absolut. Okay. Oameni ca mine. Eu nu mă pricep la tehnologie, am un telefon. Știu, pentru că uh, nu e prima dată când discut cu dumneavoastră, știu că un televizor, un laptop sau un telefon pot fi accesate destul de, de simplu. Da. Uh, trebuie să înțelegem că nu toate dispozitivele pe care le înțelegem le folosim noi sunt la fel de bine apărate de la mama lor. Adică atunci când cineva le-a făcut, să zicem o companie le-a făcut, nu toate sunt la fel de bine. Unele, pro, unele produse sunt Zic așa, foarte slab protejate, în sensul că, dacă ne uităm, și acasă avem tot mai mulți dispozitive inteligente, da? așa, că avem un termostat, că avem ceva care controlează prizele, că avem mm -hmm. lumina controlată prin voce, sunt o grămadă de lucruri. Da? Ei, sunt destul de multe încă dispozitive de asta inteligente, care ne fac viața mai bună, că de-aia există ele, da? Așa și care ele vin setate cu un ce numim user și parolă. Și o să constatăm că parola aia cu care vin ele se găsește pe net. E o parolă pe care toate dispozitivele din ea, categoria o au. Deci dacă altcineva are și el un dispozitiv, la început a folosește exact aceeași parolă. Și atunci, dacă tu, de exemplu, nu știi lucrul ăsta sau dispozitivul nu îți permite să schimbi parola, atunci, zicem că sunt poate milioane de oameni care folosesc exact aceeași parolă. Mm -hmm. E ceea ce se cheamă Raiul pe Pământ pentru <laughs> un atacator. Da? Sau cum zicem noi, noi, noi ce greșit hacker, da, zicem un hacker, da? Adică, dacă parola e și pe net, nici măcar nu-mi bat capul să o aflu mm -hmm. și pot să ajung în dispozitiv, da. Bine, dar la telefoane nu cred că e asta uh, situația. Uh, Mihai, tu ai un telefon care e unul din cele mai bine protejate telefoane, da? Asta voiam să vă întreb în continuare. Spuneați că anumite device-uri uh, sunt da. mai bine pregătite din fabrică pentru da. astfel de situații, uh, altele nu. Care este un device foarte bine pregătit din punctul dumneavoastră de vedere? Uh, Acum probabil că o să facem puțină reclamă, dar da? e, okay. e ok pentru că mi-ar plăcea să știe oamenii ce device să-mi iau ca să fiu mai protejat. Ce telefon să-mi iau? Dați-mi un exemplu. De exemplu, Apple, Samsung. Deci, Apple ca și companie consumă mult, multe eforturi ca să-și facă dispozitive cât mai sigure. Uh -huh. Nu ajung să fie 100% sigure, dar dacă ne uităm la scara aia între dispozitive, sigur Apple e unul unu din producătorii care dau multă atenție. Microsoft, de exemplu, cine are laptopuri, de exemplu, sau alte dispozitive Microsoft. Microsoft e o altă companie care dă foarte multă atenție părții de securitate. No? Sunt producători de rutere. Să nu uităm că fiecare om în casă, are când un are, are internet, are un router, <laughs> care e un dispozitiv acolo care face legătura între casa lui și... Uitat din undeva într-un colț. Uitat undeva. Ei, ăla e <laughs> unul din cele mai importante dispozitive de pe ce? care le avem. Păi e, e un fel de poartă a internetului în casă. Tot ce intre, tot ce iese, trece pe acolo. Și atunci dacă cineva pune mâna pe el, atunci cam are tot ce se întâmplă în casă aia, da? uh -huh. Și atunci, iarăși și la rutere trebuie să fim foarte atenți. Da? De aia, de exemplu, noi ca și companie ne-am focalizat pe câteva parteneriate cu producători de rutere. Da? Ai imprimat acasă. Da. Sau ai, să zicem toată lumea are poze, filme, grămadă și la un moment dat nu mai ajung în calculator. Și atunci pe ce facem? Le punem pe un hard extern. Ei, hardul ăla extern, oare cum e protejat? Pe dacă asta vă întreb eu pe dumneavoastră, că am o grămadă, deja mi-e teamă. Dacă îl mai țin și în rețea acasă și atunci... Noi de asta am venit acum câțiva ani cu ideea de a proteja întreaga casă. Și când zic întreaga casă, mă refer la toate dispozitivele care sunt în casă. Sau și ne revin nu numai la casă, ci și la familie. Pentru că, de exemplu, tu, Mihai, păi mai și ieși. Acum ești cu laptopul, nu mai ești cu el acasă, ești aici. La fel, telefonul tău s-a plimbat. Și atunci ne-am gândit cum să protejăm nu doar casa, ci toate dispozitivele familiei, că sunt acasă sau în deplasare. Sunt unele dispozitive care nu funcționează în afară. Adică, ele sunt specifice pentru că nu te duci cu termostatul la tine în plimbare. Nu, el e acasă. Da? Și atunci am creat o soluție care. Toma asta face, protejează cam tot ce se întâmplă acolo. Da? Aș vrea să știu exact cum intră cineva, și dacă sunt în pericol să-mi vadă cineva camera acum, în timp ce vă iau acest interviu. Răspunsul este: nu este atât de simplu, dar mm -hmm. este atât de simplu. <laughs> și am să zic de ce. În Underground, în Dark Space dar cu web. da. Dar, se întâmplă multe lucruri. Unul, unul din lucrurile care s-a întâmplat în ultimii 10 ani este că industria asta a început a răufăcătorilor, să zicem, criminalitatea cibernetică, cum o numim noi, da? a început să vândă servicii. Adică deci, nu mai suntem în situația în care, să zicem, cineva, el e un, cum îi zicem noi, popular hacker, da? Deci, o, hai să zicem, încă o nu e bine definit, nu e bine folosit termenul, să folosim un răufăcător digital, da? Hey. Hey. Asta sună ca o traducere de Irina Nistor. Posibil. Hai să <gătări> ce hacker, tu răufăcător de digital. digital. să înțelegem că... Da, înțe de, exemplu, dar de, de ce, de ce nu e bine hacker? Uh, pentru că hackerul are un alt consens. Există și ceea ce înseamnă numim în noi ethical hacking. Adică cineva care face lucrul ăsta pe bune și etic. Adică cineva uh -huh. care, de exemplu, ce face? Tu vorbești cu un hacker și zici, păi fiind, minteze pe mine să vezi dacă e robustă casa mea, dacă gardurile, ușile, geamurile astea digitale sunt țepene, sunt zdravene. Da? Uh -huh. Și el încearcă să atace. Și după aceea, mi-ai fiind, acolo ai o problemă, ai o vulnerabilitate, uh -huh. acolo, poate să faci așa așa, așa. Asta e ceea ce numim noi hacking uh -huh. etic. Da? De Acum mă gândesc că ați ieșit la cafea cu foarte mulți hackeri de-a lungul e... timpului. Nu neapărat. Okay. Revenind la, la da. dark web, da? la lumea aia subterană, trebuie deci să înțelegem că o, o bună parte din ce se întâmpla la tradițional trafic de droguri, trafic cu și mai departe, o bună parte din cei care erau acolo s-au îndreptat către criminalitatea asta cibernetică. De ce? Pentru că, până la urmă, cineva din zona asta are toată lumea la dispoziție. Nu mai este pe carteluri. Am zona mea de, știm, da, am văzut da, filme da. destule, grupurile de gangster, în care, băi, nimeni nu calcă pe teritoriul meu aici, nu, toată lumea e la dispoziție. Uh -huh. Da? Asta e internetul. Da? Și atunci, ce s-a întâmplat este că lumea asta a evoluat, și de la cineva care a ataca el, am ajuns la grupuri care creează instrumente pentru oricine vrea să atace. De exemplu, astăzi unul din cele mai răspândite modalități de atac e ceea ce numim noi ransomware. Ce înseamnă ransomware? Este un, un atac care îți încriptează, codifică datele pe care le ai și tu nu mai ai acces la ele. Și îți apare așa acolo un ecran, zice dacă vrei să accesezi la datele tale, plătești 1.000-2.000 de pine Acum la companii se duc la zeci de mii, la sute de mii de dolari. Am pățit asta. Știți cu ce am pățit asta? Mm. Cu ceasul și cu platforma cu care funcționează. A existat o săptămână, e vorba de o companie foarte mare care face ceasuri de fitness și am citit apoi articole despre situația asta. A, a fost o săptămână întreagă mm -hmm. în care nu am putut sincroniza ceasul cu platforma cu care funcționează și în care am toate datele de performanță, nu știu, ale alergărilor mm -hmm. pe care le fac dimineața. Nu, nu, nu puteam sincroniza ceasul cu platforma, am înțeles că a existat un asemenea atac și un debate întreg în America pentru că s-ar fi plătit această răscumpărare către atacatori și asta nu e chiar bine. Da, e complicat. Când ajungi situația este foarte complicat pentru că, de exemplu, în timpul COVID-ului, din neglijență sperăm noi, au fost atacate spitale. Și când, de exemplu, o secție de asta, de ATI, e atacată și câteva ore nu poți să folosești aparatura, se poate lăsa cu oameni care se duc. S-a da? întâmplat asta? A fost un caz chiar în Marea Britanie. Chiar acum s-a întâmplat. Adică acum, în perioada pandemiei, s-a întâmplat și a fost o discuție foarte aprinsă legat de lucrul ăsta. Cum s-a rezolvat? Nu știu. A, nu, cineva s-a murit. Deci cineva a murit pentru că încă o dată până nu au făcut ceva, dar a fost târziu. Da? Nu mai zic că uneori serviciile astea pe care ți le oferă un criminal poate să fie băguite. Adică el să, tu să plătești, el să încerce să decripteze, dar să nu mai reușească să decripteze. Da? Ok. Ce vreau să zic însă apropo de cât de ușor și cât de greu e să ataci e că serviciile astea, că ransomware, deci aplicațiile astea care intră, pătrund, reușesc să pătrunde și scriptează datele și nu mai folos să folosești ceva, au ajuns să fie vândute ca servicii pentru oricine, cu ora. Adică dacă eu, Florin pe astăzi vreau să îi blochez ceva lui Mihai, da? cumpăr un serviciu, ca și cum ai cumpăra un, habar un serviciu un Uber sau nu știu ce, cumpăr un serviciu de atac de ransomware cu ora și câștig niște bani cu ora. Adică atac oameni. Atac oameni, atac instituții. Da? Deci nu mai este cu cei care creează atacurile, ei atacă. Cei care creează, creează instrumente cu care oricine vrea poate să atace. Adică cu alte cuvinte... Cine vrea să fure, cine vrea să atace, aveți la liber. E o piață întreagă, aici puteți cumpăra. E ca și cum AKM-urile, <laughs> fac o comparație, S-ar mega-imaj pe stradă, oricine îți vinde ce vrei tu. Cam așa se întâmplă în Dark Web în momentul ăsta. Și aveți succes mare cu uh, ai contracara, cu ai opri? Uh, aici Ce aici se când întâmplă? Zicem succes... Cât de dinamică e situația? Uh, ce de se... la zi la zi, de la, se lună se la lună la lună? Ce se este că acolo sunt, în, în Dark Web sunt investiții mari. Pentru că sunt situații în care s-a spus ai băgat un milion de dolari, ai scos zeci de milioane de dolari. Deci ai băgat un milion de dolari într-o echipă care atacă, ai obținut, habar n carduri, conturi bancare, ai obținut ransomware, orice, da? Și în schimb ai obținut o grămadă de bani pe urma milionului pe care le-ai băgat cu acel milion, da? Și atunci, de asta zic că o parte din banii care sunt din traficul de droguri, traficul de persoane și așa mai departe, se duc în zona asta de criminalitate digitală. Și acolo sunt investiții mari care se fac de către grupurile astea criminale, pentru că au ceea ce se cheamă, cum mai ziceam, întreaga piață, tot globul e la dispoziția lor, poate să atace oriunde, oricine, da? Okay? Și au ceea ce se cheamă o înmulțire a banilor foarte profitabilă. Pentru ei, da? Și atunci, când vorbim de cât de eficient sunt, trebuie să înțelegem că aici este o cursă. E o cursă continuă în care noi facem lucruri mai bine, cei care atacă dezvoltă noi modalități de atac. Uh -huh. Și de asta e o cursă fără sfârșit. În momentul ăsta e ca o cursă a războiului, în care e un război care nu e pe față și care, el nu se oprește, da? Acolo se bagă să investezi mulți bani, în zona noastră de apărare, cum se cheamă, se investesc mulți bani. Dar e o cursă continuă și aici reușim de multe ori, uneori nu reușim. Asta vreau să zic. Da? Noi, de exemplu, avem un focus special pe partea asta de ransomware, ne dăm seama că e, poate să fie extrem de distructiv. E unul din, e una din zic, tendințele care se întâmplă acum, atunci când vorbim de cum atacă. Ransomware este un instrument de atac foarte folosit și din ce în ce mai folosită. E foarte interesant pentru mine acest război. Mă gândesc că armatele trebuie să fie foarte bine pregătite. Și în sensul ăsta voiam să vă întreb cum vă recrutați soldații? Ce principii aveți da, în hai. companie? Cum, cum angajați? De unde vă luați oamenii? Cum a, se întâmplă procesul? De ce zis cu armate, când zicem armata e a unui stat. A, Era e o cer. figură de stil. Nu, da. nu, nu, nu e da. corect, da? Aici trebuie să înțelegem că unul din actorii, și asta e iarăși o schimbare, că sunt ultimii 10 ani, statele sunt foarte implicate în atacuri. Că zic atacuri, nu neapărat că atacă un spital ca să-l dea jos, da? dar acum ceva vreme a fost un atac asupra unei, să zicem, uzine atomice din Iran. Iranul era bărnit că e băgat în industria asta armelor nucleare și atunci, să zicem, Statele Unite, Israel ar fi vrut să dezarmeze cuva sau să întârzie programul lor. Da? Și atunci, calea care a fost aleasă a fost, până la urmă, de a trimite un, ceea ce numim noi, un virus, da? care a circulat pe net, pâș, 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 până a ajuns și în locația care era uzina aia nucleară, da? a ajuns pe ceea ce numim noi sistemele de control, că acolo sunt mașini complicate, dar care toate au o anumită inteligență, au calculatoare, da? până au ajuns unde trebuie și au defectat câteva sisteme de asta mașini industriale. Le-au defectat, le-au pus pe butuci, le-au luat luni de zile să le repare cum, accelerau funcționarea, stopau, accelerau, stopau, până când le-au stricat. Erau niște rotoare. Așa nu s-a făcut cu trimițând un desant, un SWAT team, o echipă antitero sau tero, ci pur și simplu trimițând o aplicație care i și-a găsit locul și a, a, intrat în calculator și până a defectat, a pus pe butuci o întreagă uzină. Ăsta da? mm -hmm. e un mod în care vrei să-ți elimini sau să-ți încetinești adversarii care fac anumite lucruri pe care, care ție nu-ți plac asta. Poți să faci spionaj Adică, astăzi, de exemplu, sunt țări care chiar în lor naționale spun că noi vom vrem să aflăm la ce lucrează ceilalți, de exemplu, la ce vaccinuri lucrează și așa mai departe. Ce cercetări fac, ce tehnologii noi, e vorba de spațiu, de orice. Da? Ei, din diverse rațiuni, statele s-au băgat tot mai mult în construirea de aplicații de asta care pătrund în calculatoarele adversarilor. Da? Problema cea mai mare pe care o avem cu aplicațiile astea este că ele circulă pe internet. Nu mai sunt ca o bombă, o rachetă pe care eu o trimit, nimeni nu o interceptează. Adică ori o distruge, ori ajunge la destinație și își face treaba. Da? Aplicațiile astea, ele se copiază. Adică, cum zic, ea, ea nu ajunge aplicația care a plecat, ajunge acolo. Ajungea, poate a copia numărul milion, ajungea acum. Mm -hmm. Și atunci ele sunt pe internet. Ce înseamnă asta? E, că, e ca și cum aș crea o bombă extrem de inteligentă, care merge singură și caută singura ținta, dar când o folosesc, când e digitală, poate să aibă acces la ea toată lumea. De exemplu, acel atac făcut pe acea uzină iraniană, acel software a fost prins și de alții, care au început să. Descompună, să vadă ce minunății sunt înăuntru. Uh -huh. Și acolo, când au făcut ceea ce numim noi reverse engineering, au aflat o grămadă de tehnologii noi, era cercetare multă băgată acolo, pe care și l au însușit și acum au început să le pună în ceea ce făceau ei. Deci, atunci când un stat atacă sau când o grupare investește mult într-un atac și vine cu noi tehnici, riscul mare este ca acele noi tehnologii să poate fi folosită de multă lume. Și atunci au un efect de multiplicare mare. Față de acum 50 de ani când era cursa aia în armărilor, când Statele Unite crea ceva și știm că erau, am auzit multe istorie legate de spionii care intrau, uh -huh. furau planurile, le trimitau celor. Asta este mult mai ușor să faci lucrul ăsta. Pentru că bomba ta se plimbă ai prins-o, știm, am văzut din filme că e un loc interesant să prinzi, de exemplu, un avion de ultimă generație făcut de americani, să-l prinzi în Rusia, de exemplu, să-l analizezi, să vezi oare ce tehnologie au mai creat acolo, pe care le putem fura și noi, le putem însuși și noi. Lucrul ăsta e mult mai ușor de făcut cu armele astea care sunt digitale. Da, înțeleg, de aceea îmi imaginez că statele sunt nevoite cumva să lucreze cu companii uh, similare, cu Defender? De exemplu, mă gândeam să vă întreb care este relația aceasta și din, din punctul de vedere uh, al antreprenorului, adică e ușor de lucrat. În, uh, ai cu... pus o întrebare de unde ne recrutăm. da? Deci, da, uh, da ca la, un, ca la, un... la asta da, voiam um, să ajung. Ca un de răspuns, ca un efect a ceea ce am zis, este faptul că în mod normal sunt unele țări care dezvoltă capabilități, cum ne zicem noi, de atac sau de apărare foarte sofisticate. Ce ar mai făcut? Poftim? Ai, ai, făcut armata? Uh, nu. -ai, okay. Ce ar mai oh, făcut? Hai, okay. Uite, eu, 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 am făcut, <laughs> eu am făcut artilerie, da? da. Și pe vremea erau câteva arme. Infanterie, <laughs> artilerie, transmisiuni, da. nu știu ceva. Da? Ei, hey, mai nu există o altă armă care se cheamă uh, război cibernetic. Da? Deci există o altă armă, da? Ultima acum este cu ăla cu spațiu, da? Războiul spațial, da? Dar acum este o armă. NATO are definit a arma asta, care nu exista atunci când eu am făcut armata, da? Și atunci există state, sunt state care își dezvoltă capabilități de asta foarte sofisticate. Bun. Deci, noi, de exemplu, avem un, ceea ce se cheamă un Security Operations Center, deci un centru de operațiuni care ajută companiile să se apere, da? Care este în San Antonio, Texas. Acolo ce se găsește în Texas se găsește ceea ce se cheamă Cyber Command al Armatei Americane. Da? Ce înseamnă că acolo sunt foarte mulți specialiști uh, dezvolt formați de Armata Americană pentru Cyber. Zona de Cyber. Da? Israelul e o țară care stă extraordinar de bine în zona asta, dezvoltare de competențe. Asta e una, de unde poți să-ți oameni. Da? De cele mai multe ori, noi formăm oameni. Deci noi în România, de exemplu, avem o, o adevărată uzină de a forma oameni, de a lua studenți sau absolvenți de facultate, uh -huh. și ducem în câțiva să-i facem foarte bun, se ajutăm să devină foarte bun specielle. Ei luați dumneavoastră sau se îndreaptă ei către dumneavoastră ei, după ce termină? Nu, și, n -n și avem trăși, un sau. sistem de scouting, da? Adică noi căutăm talente. Îi ajutăm și așa mai departe. Uh -huh. da? Suntem cam așa cu sistemul de educație, adică noi încercăm să ajutăm foarte mult sistemul de educație. Da, și aș avem mult discut proiecte. și despre asta, dar e fascinant okay. ce spuneți pe, și doi, pe legat zona de, de securitate. De lucrăm cu partea asta, cu statele. Da? Suntem implicați în, să zicem, investigații cu Interpol, Europol, cu FBI, da, organizațiile care studiază, în general, investigează Atacuri de asta care trec uh -huh. frontierele, uh -huh. în, suntem implicați în unele investigații, da? Deci, asta e o treabă pe care o facem, da? În schimb, nu avem nicio legătură cu atacurile. Noi suntem o companie care apără. E evident. Asta, asta mă înțeles. De deci, la e o companie care e focalizată pe apărare. E adevărat că un foarte bun specialist în apărare poate să devină destul de repede un foarte bun specialist în atac. Exact, sau de ce da. nu de ce nu ați putea ataca pentru a apăra? Se practică. Okay. De la servisurile auto până la în, în România da. se practică N-am intrat în problema asta <laughs> până unde ține apărarea. Pentru că, hai să exact, da. dau un exemplu. Există ceea ce se cheamă atacurile persistente sau atacurile țintite, în care cineva, nu știu, pe -a auzit, Că ești în zona asta media, ai auzit de atacul la Sony, Sony. în care uh -huh. filme de ale lor care erau încă nescoase pe piață au fost făcute publice. Uh -huh. Și zic că există unele povești, cum că totul a plecat de la faptul că aveau proiectul ăla cu filmul despre liderul Coreei de Nord. Uh -huh. Și atunci, probabil că liderul Coreei de Nord, prin anumite activități, afla cam ce se spunea despre el în film, i a plăcut. Și atunci l a transmis un mesaj în care ei sunt cetați opriți, nu-l scoateți. Da? Și cineva de la Sony a decis să meargă mai departe. Ei, s-a întâmplat un atac al Coreei de Nord, astăzi e certificat oarecum că a fost al Coreei de Nord, al hackerilor nord da? prin care de fapt au timp de o bună bucată de vreme, au pătruns pas cu pas în rețeaua, ca zic așa, Sony, da? au ajuns la locurile în care erau depozitate cu mare control Producțiile media ale Sony care nu erau scoase în piață, și la un moment dat, când ăștia au scos filmul pe piață, au dat drumul și ei la ce aveau. Au făcut ceea ce numim un leak, o scurgere masivă. Da? Uh -huh. Ceea ce a avut un impact colosal pe Sony în momentul respectiv. Da? Ei, astea sunt atacurile care nu se întâmplă am intrat, am ieșit. Nu. Sunt atacuri care se întâmplă, poate să dureze ani de zile, în care, de exemplu, cineva, să zicem, Cineva care chiar te-ar urâ pe tine, da? Încet, încet a ajuns la tine acasă, are controlul televizorului, laptopului și încet, încet strânge date. Ok? El nu nu dă niciun semn. Mm -hmm. Nu-ți criptează datele, nu-ți face inutilizabilă camera. El doar strânge date, mm -hmm. da? Mm -hmm. Ca la un moment dat să fac la război, să-ți facă rău cu ceva, da? Ok? Să încerce să facă rău cu ceva, da? okay. Asta sunt atacurile astea care sunt mai țintite sau persistente. Ei, uh... e, e, încurajator ce spuneți. Nu, nu. Sunt convins că cei care ne, ne urmăresc acum se, se, gândesc de ce două ori. Ce vreau să zic? E. ai un atac de genul ăsta. În general, un atac de genul ăsta are un așa este centru de comandă și control în afară. Da? Adică e un atac care se întâmplă la tine, dar e un centru de comandă în afară. Tu ce faci? Ai o soluție care să cem taie atacul. Dar el pătrunde din nou. Ele persistă, nu se lasă. Normal. că e țintit. Și el pătrunde din nou. Peste 3-4 zile, o lună, iar e acolo, iar e acolo și atunci tu ce faci? Ești ca în situația în care tu tot încasezi la pumni uh -huh. și nu faci nimic. Și atunci o mișcare este să te duci să dai jos centrul de comandă și control. Asta se poate face în general pentru că atacurile astea de care vorbesc eu trec frontiere. Tu treci dintr-o legislație românească în alte în legislații și atunci încep să lucrezi cu instituții ale statului. Da? Și de asta o bună parte din proiectele astea, marea lor majoritate, sunt uh, interstatale, interțele. Da? Uh -huh. Și atunci apărarea se duce până la un atac. În care, pe da, eu ca să apăr, după ce am aflat ce intenție are atacatorul și am decis că vreau să-l opresc, ca să-l opresc trebuie să dau jos sursa atacului. Nu doar să fac curățenie la mine în ogradă. Și asta în general se face cu instituția ale statului. Da? Și ce pot zic este că în general un atac traversează cel puțin două-trei țări în medie. Deci cine te atacă pe tine în general nu e din România uh -huh. ci poate să fie dintr-o altă țară. Deci credeți că acesta este cel mai rău rău pe care îl poate face tehnologia, nu? Aceste atacuri. Putem spune asta? Că acesta este, de fapt, uh, răul suprem uh, al tehnologiei. Ca orice facem noi, ca oameni, orice uh -huh. creăm noi, ca oameni, foarte multe lucruri din ceea ce creăm noi pot fi folosite într-un scop bun sau rău. Deci, uh -huh. contează foarte mult cine le folosește, ce gânduri are. Da? De asta, de exemplu, atunci când vorbim de biologie, de genetică, uh -huh. de, că zic, de schimbarea omului, am auzit discutând despre clonarea omului, da? se pun probleme fundamentale de etică, de morală. Și atunci trebuie să există un set de reguli care să ne ghideze. Problema este în ce măsură toată lumea respectă, pentru că, de exemplu, atunci când vedem testele care se fac, apare un nou vaccin. Da? Într-o țară ca SUA, de exemplu, unde există reglementări extrem de dure, adică când zic dure, adică sunt astfel scrise încât un nou vaccin să producă cât mai puțin rău posibil. În sensul ăsta sunt dure, da? Acolo se respectă o grămadă de lucruri. Nu poți să faci oricui testele, da? Poate să fie țări care sunt mai dictaturi, în care sunt, care sunt mai autoritare, în care cineva poate să zică, păi dacă eu pierd 50.000 de oameni, dar obțin un vaccin mai repede, pentru mine este un număr ok. Într-o țară ca Satul Unite nu merge așa într-o țară ca statunită sau dacă fiecare viață să conteze, când în alte țări, cineva poate zice că merită un compromis de genul ăsta, care sunt probleme profund morale, da? La fel e și aici. Deci contează foarte mult cum le folosești. Da. Nu e cel mai mare lucru. Nu. Dar atenție, se pot întâmpla lucruri extrem de rele. Dar oamenii sunt în spatele lor întotdeauna. Asta e concluzia. Guns don't kill people, people kill people, nu? Pe... Pe acest sistem. Ce, cele mai sofisticate atacuri au oameni în spate. Mm -hmm. Cele mai Evident. simple atacuri sunt automatizate. Mm -hmm. Cineva, un om apasă un buton. Ce? Da. Dă-i um, Dar întotdeauna un om la capătul firului. Aș vrea să trecem la zona personală. Mm -hmm. uh, voiam să vă întreb ce i-ați sfătuit pe, pe oameni... Uh, să facă cu, cu banii, pentru că nu există educație financiară, nu există educație financiară. Nu există în școl, care ar fi o filozofia dumneavoastră despre a cheltui, despre a investi. Pe scurt. E, Simplu, cred, idei simple. Cred. Adică cred. cum manageri banii, bani, ce facem? Care întrebarea ta e cum? îți mulsești banii? cum îi cheltuiești? Care întrebarea? Ta? Ambele. <laughs> nu sunt bun la cum mulsești banii, da? Okay. Nu sunteți bun la asta? Nu, aici trebuie să. Nu trebuie, pare așa. Să trebuie investitori și așa mai departe. Exact. Okay. În general, dacă vrei să-ți înmulțești banii, sunt o grămadă de opțiuni. Uh -huh. da? Românii sunt mulți români care știu să facă lucrul De exemplu, dacă ne uităm la apartamente, o să constatăm că din ce în ce multe apartamente nu sunt cumpărate pentru a locui în ele, ci sunt cumpărate pentru a fi închiriate. Este un gen de a înmulți banii. Adică dacă cineva are bani, de exemplu, cumpără un apartament și îl închiriază, ce poate să facă cu banii ăia? Să-i țină în bancă. Dar astăzi apar ceea ce se cheamă dobânzi negative. Fiind foarte mulți bani în piață, foarte mulți bani în piață, băncile nu mai sunt interesate să-ți dea ție un, o dobândă ca tu să ții banii în bănci. Uh -huh. Băncile te taxează pentru că ții bani în bănci. Și atunci de exemplu, din 100 de lei pe care poți să ții în bancă, poți să te trezi la sfârșit de an cu 99 de lei. Deci în 10 ani cu 90 de lei, da? în condițiile în care mai există și inflație. Deci 100 de lei peste un an mai contează cât, pentru că mai e inflație de 3-5%, contează mai puțin. Da? Și atunci, ce faci cu ei? Da? da? sunt foarte mulți români care fac deja lucrul ăsta, adică investesc în ceva. Poți să investești, poți să cumperi... Care ar fi zi. două zone pe care le vedeți uh, ca sunt, fiind profitabile? Deci, uh, eu nu mă pricep în partea imobiliară, da? dar există ceea ce se cheamă bursa, sau există ceea ce se cheamă uh, start uri da? Deci, poți să cumperi, de exemplu, au apărut platforme care îți permit să investești câți bani ai. Poți să investești 1.000, 2.000 de euro, 500 de euro, da? investești în in startup-uri. Da? Deci poți să faci lucrurile astea și asta e, mie mi se pare o, ca zic așa, o mișcare bună pentru România, în sensul că banii ar circula mai mult către crearea de noi companii, să zicem, da? O altă bună cheltuire a banilor este să te gândești la proiecte pentru comunitate. Da, da asta mi se pare. Adică, de exemplu, cu asta rezonez. Ok, ai pus cum Da. și cum cheltuiești, da? Da. Poți să-i mulțești ca să-i cheltuiești. Așa. Și atunci când vorbi Fem de enough. cheltuială, cea mai bună folosire, după părerea mea, este să te gândești la o problemă pe care comunitatea în care trăiești, că fi comunitatea mică de câteva blocuri sau case, că fi sectorul, că fi orașul, că satul tău, da? că țara ta, o problemă pe care o are și să încerci să contribui la rezolvarea ei. Poate să fie multe modalități aici, da? uh -huh. chiar foarte multe și au fost o grămadă de proiecte care au apărut și apar mereu. Sunt ONG-uri care caută, sunt echipe care ele vin cu proiecte, da? cum e să păstrăm România verde, să împădurim România, să protejăm România la tăierea de păduri, să creăm un spital pentru copii și așa mai departe. Sunt o grămadă de proiecte la care putem contribui. Voiam să vă întreb dacă vă luați și vacanțe. Da, obligatoriu. Cum le petreceți? Uh, cum am petrecut anul ăsta? Nu <laughs> știu. Mă. În general, uh, când e vorba de familie, da, Doamna, trebuie să găsești uh, acel proiect de vacanță care uh, face fericiți membrii familiei. Da? Uh, în cazul nostru, vara înseamnă mare. Mergeți în stațiuni uh, uh, scumpe, exclusiviste, iahturi. Mm -hmm. <laughs> Atenție, să nu înțelegem că noi căutăm cele mai proaste locuri cu putință. Ar fi culmea. <laughs> no. Ar fi culmea să aveți plăcerea asta. Hai să vedem care e cel mai prost loc în care, în care pot. Ok, acolo mergem. Nu, <laughs> nu. No, no, no. Probabil că dacă cineva se uită la vacanța pe care o petrecem noi cheltuim mai mult decât o familie medie în muncer, uh -huh. da? Dar uh, nu, nu, noi nu urmărim, uh, în niciun caz nu urmărim, dar cât de scump e, atunci hai să mergem acolo. Dar are iaht, dar e... Nu, nu, nu asta, lucrurile astea. De exemplu, nouă ne place foarte mult România oriunde. România Serios? este fascinantă. Oriunde? Nu, o nu. să vă duc prin niște locuri. Nu, România <laughs> are, are, are locații excepționale peste tot. Chiar ok, peste le ori. poți găsi. Da, 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 da. Le la poți o găsi, da. căutare atentă. Da, da cu asta poți găsi, fost de da. România e fenomenală aici, da. De Dar că... unde mergeți? Ce recomandați? Unde ați merge? Uh, de exemplu, am fost în ultima vreme în zona comună, Vrancea, cu cum îi zicem noi, uh, Harghita, Covasna, da? care e o zonă absolut excepțională, o zonă sălbatică, da? cu pf, un aer excepțional. cu păduri, cu pomi fructiferi, cu tot ce vrei. Mm -hmm. da? Dar nu e singura. Adică zonele ca asta sunt multe în țară. Da? Noi, de exemplu, întâmplător în ultimii doi, chiar trei ani, acolo am fost în timpul iernii. Da? Mm -hmm. ne Și la mare? La mare, anul ăsta am fost pe litoralul românesc. n am mai fost de multă vreme. Mm -hmm. n am mai fost de multă vreme pe litoralul românesc. Aveam o părere care nu era prea bună spiritual românesc și s-a schimbat trebuie să recunosc că este un haos total acum. Uh -huh. Adică <laughs> e și am, am fost în, pe alt, în alte țări da? să vezi cum arată litoralul un litoral mai haotic construit mai sălbatic construit ca nu se e greu de găsit. <laughs> Deci nu v-a plăcut prea mult. Uh, nu, nu. Unde am fost ne-a plăcut foarte mult. Da? Nu, chiar uh -huh. am fost. Uh, uh, litoralul are foarte multe locuri excepționale. Delta e absolut magnifică, da? Uh -huh. Dar dacă te uiți puțin la felul în care ne-am dezvoltat noi litoralul, parcă am vrut să ne batem joc de el. Uh -huh. Adică, e clar că nu facem ce trebuie acolo, da? E clar că a fost o lipsă totală de ghid. Da. Adică, face fiecare cel taie capul. Cam așa a fost, da. Mm -hmm. În loc Se să întâmplă asta destul de des. Și în, în loc orașe. să fie un plan, în loc să fie un plan în care te gândești, ok, ce avantaje are litoralul Țărmul mm -hmm. Mării Negre? Și are avantaje enorme, da. Ce Cu avantaje siguranță. are? Cum le-am putea pune în valoare cât mai bine? Cum am putea păstra avantajele, nu să le facem praf. Da. Apropo de momente... Da, nu ne-a plăcut la mare atenție și trebuie să recunosc că mâncarea românească și mâncarea în câteva cherhanale românești. E greu de întrecut. Așa este. Apropo de momente fericite, care a fost momentul în care uh, tehnologia ar fi stricat tot farme cu întâmplării? Aici Vă puteți imagine... Nu aici, a, în de general, de... în viață. În... Eu... Simțiți că va a furat sau va ar fi furat ceva tehnologia dacă ar fi apărut în momentul respectiv? Păi nu, zice cea mai frecventă situație aia în care ești într-o într stare de plăcută, relaxată, pșt, și sună telefonul cu urgență. Deci, asta e cu urgența. Îl dați pe silent? E, nu. De obicei, nu. Când, nu. când sunteți Doar în momente acum din acestea. Acest... Niciodată nu l-am pe silent. Deci, îl lăsați să vă întrerupă. Da, da interesant. Voiam să vă dau niște exerciții de imaginație și de. dacă sunteți de acord. Apropo, și de ce vorbeam, de lipsa asta de plan. Dacă ați putea lua o clădire oricare, și ați putea să o mutați absolut oriunde, unde și ce ați muta? Din București din țară din lume. O anumită clădire? Da. Am o zicem un fix legat de uh, tradițiile arhitecturale românești. Mi se pare că încoată noi ca popor, trecând așa la viața asta modernă mm. de oraș distrugem. A... Multe lucruri valoroase pe care le avem. Care avem se această tradiții, plăcere, <laughs> care se cheamă tradiție. Nu, 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 eu cred că e involuntar lucrul ăsta, tradiție, da? ți minte că eram la o nuntă în Maramureș, cineva ne amărind, mărit, voia să fac, absolut tradițională, da? Asta era planul, dar când zic tradiție, adică probabil că nu se mai făcuse de vreo 10-20 de ani acolo, da? și noi locuiam într-o pensiune. Era o pensiune, adică era o casă, era o curte care avea o trei camere. Uh -huh. da? Și stăteam de vorbă cu fata gazdei, care era invitată la noi, pentru că era prietenă cu Mireasa. Și era supărată nevoie mare că nu putea să îmbrace haine domnești, adică haine de oraș, decât după miezul nopții. Și că până atunci trebuia să poarte haine tradiționale. Și de ce era așa? Și spune. asta era, eram la țară. Da. Pentru că, încă pe o probabil că lor nu le mai făcea plăcere să poarte. Haineța, mm -hmm. Deși, încă o trebuie să recunosc mergem, de exemplu, destul de des în zona scărișoara. Dar asta e o greșeală, nu ar trebui să fie fiecare liber să-și facă. Ba da, nu, nu, fiecare. nu, Ok, fiecare e când zic așa. Evident că liberul ăsta arbitru, mm -hmm. fără un oarecare ghid, și atenție, când zic ghid, nu mă refer la obligatoriu. Mm -hmm ci influență. Da? Mergem în scărișoara. Gârda. Gârda de sus. Are biserică. Oamenii ăia merg la biserică în fiecare weekend. Noi mergem din când în când acolo. Am intrat în biserică și am fost surprins să vedem că vedeam unu, doi purtând ceva popular. Și au niște porturi acolo. Da, 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 știu, sunt Excepționale. Mână. E zona în care am descoperit, de exemplu, portul de vară. Adică noi suntem obișnuiți cu materialul ăla gros, să zicem, țărănesc, de ie, de... E acolo o port de vară care este incredibil de răcoros, subțire, da? Ei, și acolo ne-am întrebat, dar oare de ce preotul nu le recomandă ca o dată pe lună, poate să vină să-și arate fiecare uh -huh. portul pe care îl are, da? Nu uh -huh. zici obligatoriu. Deci vă recomand sau vă chem cum ar veni, da? Și în felul ăsta să reinvii puțin. Ce vreau să zic este apropo de construcții, da? Da, de clădirea pe care ați mutat-o, efectiv. M-aș inspira mai mult din modul în care noi construim sau construiam. Uh -huh. Și nu mă refer la partea asta de construcție propriu-zisă, ci la tot ce înseamnă partea de estetică. La simțul al frumosului pe care de-a lungul a secolor noi l-am incorporat în cum arată o casă, cum o îmbogățim și așa mai departe. Da? Evident că înăuntru casa poate să fie complet diferită. Da? Și asta aș face. Aș lua mai mult și dacă o să ne facem o casă, chiar asta am vrea să ne inspirăm, să vedem mai multe case, uh -huh. să ne inspirăm împreună cu un arhitect și să ne modelăm o casă. Dar asta aș muta puțin virtual uh -huh. da? din frumusețea caselor românești care folosesc. O grămadă de lucruri, inclusiv lemn, le-aș duce mai către noi toți. Dacă ați ști 100% că răspunsul este cel real și ați avea o singură întrebare la dispoziție, ce ați întreba? Pe oricine. Exerciții de imaginație, v-am spus. Gata, ieșim din, din zona de tehnologie pentru că vă simțiți prea bine acolo. Da. Pe atunci <hără> întreb pentru că e imediat răspunsul, da. E când se încheie pandemia <laughs> dumneavoastră nu știți când se încheie? e, e așa o plajă <laughs> sau mai, -aș, aș mai avea încă o întrebare, da? cum arată după? <laughs> Asta e foarte interesant. Da. Am putea să mai discutăm o dată, -o, o oră cel puțin no, 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 pe, pe da, subiectul ăsta, dar eu sper să ne mai întâlnim, pentru că sunt foarte multe subiecte pe care nu le-am acoperit. Sunt, atenție, sunt nenumărate lucruri la care te gândești e, e și pe care le experimentezi. Da, da. Fiecare vrea să aibă o minge de cristal, un, uh -huh. un bol de cristal în care să vadă cum se vor întâmpla lucrurile și sunt de multe ori face exerciția să-ți imaginezi cum va fi. Da? Și atunci, perfect, hai să alegem o temă, uite, acolo cum va fi. Mergem în continuare. Exact. Mergem în continuare da. pe imaginație. Dacă sunteți din greșeală internat la nebuni, cum îi convingeți că nu aveți nimic și de fapt nu vă prefaceți? Cred că ar trebui să fiu eu însumi. Primul lucru este să nu mă las, să zicem așa, Uh, influența de context. Adică să, să nu vă infectați. Adică să nu, să nu fiu schimbat de context. <laughs> nu? Astăzi nu să nu uităm că omul, prin definiție, e produsul mediului. Când zice mediu mă refer la ceilalți. Da? Exact. Deci, în primul rând, să rămân eu însumi și cred că dacă aș fi eu însumi, în mod persistent, constant, urmă. Iar convinge, adică eu sunt așa cum sunt acum și cum evoluez atunci. Îmi place enorm răspunsul la întrebare, pentru că eu cred puternic că a fi tu însuți rezolvă majoritatea problemelor pe care le avem. mi ai să nu uităm că a, acel a fi tu însuți este versiunea 72, versiunea 73, versiunea Cea 75. mai bună versiune de astăzi a ta ca să fiu specific. Da, 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 nu? Adică să te, de să te desfășori normal. Exact. Adică exact. să evoluezi normal. Tu cu așa cum era. Alt exercițiu de imaginație. Dacă o mașinărie v-ar duce cu 400 de ani în urmă la costumul lui Adam. Deci sunteți... 400? Mă, poate și mai devreme. 600? Da. Cum ați convinge oamenii că veniți din viitor? Sigur nu aș convinge din prima. Da? Uh acum 400 sau chiar acum 600 de ani, da. Făcând anumite lucruri uh -huh. pe care nimeni de acolo, nu numai de acolo, nu le poate face și li se pare complet in inimaginabil să le poți face. Nici nu v ar fi foarte greu. <laughs> Dar ce ați face? Abar n de depinde unde ajungi <laughs> la o comunitate de arborigeni da? care poate să fie din Amazon sau din altă parte, cine vine acolo vine din viitor. Adică cine ajunge la ei, pentru că acolo chiar traiul, modul în care trăiesc este simplu, este ancorat în natură, da? Cine vine poate să fie din viitor, poate să fie un dușman sau... Care e diferența între un extraterestru și cineva care vine din viitor? Greu de spus, da? Pentru că pentru un băștinaș de acolo, cineva care vine în afară poate să fie cineva care este din complet altă lume. Pentru ei nu există neapărat viitorul ăla, ei poate să fie altă lume. Da? Ați prefera să vă pierdeți toți banii și toate lucrurile de valoare sau toate pozele și clipurile video pe care le-ați făcut vreodată? Ferentă. Banii sau lucrurile de valoare, ce ați prefera să pierdeți? Să nu mai aveți Acu astăzi. Banii sau una din el cele două. Nu? Trebuie să alegeți, bani. da. Banii. Banii mm. și să rămâneți cu amintirile. Mm. De ce? De ce sunt mai valoroase? Amintirile sunt încă o dată, sunt lucruri pe care nu le poți să reproduce. Amintirile sunt situații prin care ai trecut, prietenii și așa mai departe, care ele au fost la un moment dat, punct. Da? Pe când legat de banii în atât, eu sunt absolut pregătit să iau de la zero. Și chiar mental sunt pregătit să iau de la zero. Asta e un lucru mare. Pentru că nu foarte mulți sunt pregătiți să ia de la zero. Chestia asta de primă. E viziunea nu, 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 nu. asta a unui viitor, Încerc, de, de ce vă simțiți atât nu, 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 de sigur nu, 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 pe dumneavoastră? Nu trebuie, nu trebuie să te deprime. Tu poți să te dezvolți pe tine în așa fel încât să o poți lua de la zero. Uh -huh. Adică tu să fii suficient Cum? de puternic să știi ce ai de făcut încât să poți să o iei de la zero. Evident că nu mai parcurgi un drum la fel de lung, uh -huh. o să parcurgi un drum mai scurt. Da? Dar cum te... faci asta? Prin educație, nu? Prin pregătire. Continuă. E vorba de acel uh, Florin Talpeș, versiunea 231, 232, 233. O luați de mai înainte. Mm -hmm. Da, nu. Te evoluezi continuu. Te dezvolți. Memorie proastă. Pe termen scurt sau pe termen lung? Dacă scurt. ar fi să alege. scurt. Teleportare sau citit gânduri? Citit gânduri, pe bune. Sunt sigur că asta o să răspundeți. Uh, cred că anumite lucruri mă ca să mă gândesc să citesc gândurile cu ei mai <laughs> ușor. Deci alegeți reportarea? Noi, noi lucrăm și în ceea ce se privacy. Deci, <laughs> confidențialitate. Adică, noi suntem cu mâinile băgate, așa. În și cum vă abțineți? Și, adică nu, aveți borcanul cu bunătăți aici și nu, nu, cum, nu, cum nu. vă abțineți? cum așa. Dar le simți puțin acolo. Adică e, e, ai câteva informații. Când, când le simți, atenție, de-aia m-aș duce spre teleportare acum, nu spre de gânduri. Uh -huh. Ideea e următoare că, de fapt, astăzi am ajuns atât de departe uh -huh. cu ceea ce se cheamă inteligența artificială cu senzori încât uh, poți să încerci tu să te ascunzi cât vrei să zici că nu ești tu, că nu știu uh -huh. ce. Eu n-am nevoie de numărul tău de buletin, n-am nevoie de poza ta, n-am nevoie de amprenta ta ca să-mi dau seama prin comportamente că de fapt tu ești unic și sunt. Țineți minte că orice om are o infinitate de amprente. Pătrunuri care se repetă, din care poți. Care. Ieri, da. da. Timp de o lună trebuie să renunți la duș sau la internet. Renunț la internet. <laughs> Clar până acum nimeni nu mi-a răspuns diferit la asta de ce? se înțelege foarte ușor am cărți da. am multe cărți o să vă cer să ne recomandați câte ceva eu la final gândiți-vă doar la trei de pe acum că o să vă cer asta mai încolo It. în încheiere aș vrea să să-i las pe cei care ne privesc cu câteva lucruri simple pe care dacă doresc să le implementeze în viața personală, pot să o facă. Și aș vrea să-mi spuneți trei lucruri esențiale pentru performanța profesională. Adică, ce ar trebui să faci sau să fii constant ca să devii un mai bun profesionist, pe scurt, în, în profesia ta? Aș zice un lucru, primul, ca să fii mai bun în profesia ta. Ai nevoie de un echilibru între ceea ce se cheamă viața personală sau de familie și viața profesională. Da? Uh -huh. Deci echilibrul ăsta este esențial și de multe ori echilibrul ăsta se strică. De exemplu, de multe ori noi credem că lucrând foarte mult reușim mai bine. Nu e adevărat. Uh -huh. Chiar nu e adevărat. Da? Depine, e adevărat de fiecare din noi, da? dar în medie nu e adevărat. Și atunci, echilibrul ăsta contează. De ce zic lucrul ăsta? Pentru că atunci când ești dezechilibrat viața personală, viața profesională, dezechilibrul ăsta are efecte în ambele părți. Un, un efect negativ atât pe viața personală cât pe viața profesională. Uh -huh. Pur și simplu te împiedică să mai performezi bine. Da? Uh -huh. Deci de asta zic. Și o dau pe asta pentru că există percepția asta că băi, ca să reușești în viața profesională trebuie să fii zi și noapte acolo. Nu e adevărat. De exemplu, acum cu pandemia, chiar o problemă pe care o avem este că am constatat, de exemplu, în organizație la un moment dat că atunci când comparam cu anii trecuți, oamenii își luaseră mai puține zile de concediu. Ceea ce ne-a ne ne speriat, pentru că cu atât mai mult astăzi ai nevoie de deconectare. Adică nu mai puțin, din potrivă, mai mult, adică măcar la nivelul, dar mai mult. Ori noi am constatat că erau mai puțin deconectați și atunci am mers cu un mesaj către colegii în care deconectați-vă deconectați da? Deci, asta cred că e un lucru. Încă o dată poți alege multe lucruri. Da? Doi, întotdeauna înveți cel mai mult de la ceilalți. Deci, ca să reușești undeva, trebuie să pleci de la ideea că uh, ești nepregătit și că trebuie să te pregătești mult. Da? Mm -hmm. Ei, și acum, întrebare, cum poți să înveți cel mai bine? Dacă reușești să în echipă să identifici câțiva oameni care să fie antrenori, mentori pentru tine, ai o, ai o șansă mult mai mare. Deci e foarte important să-ți găsești mentori și Foarte să... important. În general, da. organizațiile oferă lucrul asta, da? Uh -huh. Poți să ai mentor în organizație, poți să ai mentor în afară, uh -huh. poți să ai mai mulți coach. da? Ideea este că înveți extrem de mult de la ceilalți, da? Și al treilea? Uh, și al treilea este, că zic așa, relațiile cu ceilalți. E munca de echipă. Dacă am zis învață de la alții... Să fii un... jucător în, în echipă. Contează uh -huh. enorm de mult. Și aici când zici jucător de echipă, înseamnă așa, trebuie să fii empatic cu ceilalți, trebuie să spese de ceilalți, uh -huh. da? să înțelegi valoarea pe care o aduc, să-i ajuți când au nevoie, uh, lucrul să se întâmplă și reciproc. Da? Asta înseamnă echipă. Înțeleg. Și mă interesează pentru că știu că faceți dans sportiv, de fapt așa ne-am și cunoscut. Și sunteți un un om activ în general, faceți foarte multă mișcare. Sunteți chiar campion de dans, nu știu dacă multă lume știe asta. pe titluri de campion național de dans sportiv aveți? 3 Multă lume nu știe asta, că face sport zi de zi și sunteți un, un om foarte activ, care are grijă de sănătatea proprie. Cel puțin așa vă cunosc eu. Și aș vrea să ne spuneți ce credeți că este esențial în zona asta de well-being și de sănătate. Ce faceți dumneavoastră pentru asta mm -hmm. și uh, ce ați sfătui pe ceilalți să facă? Poate puțin știu, dar fizic... Corpul nostru e la maxim undeva între 20 și 30 de ani. Ale momentul de vârf. Deci, corpul nostru crește ca și potențial, după care începe să scadă. Dar la e vârf, da? Deci, el, ca și corp, el nu, se, nu mai crește, ci descrește în timp, da? Dar e altceva care descrește mult mai repede. De la o anumită vârstă, și asta se întâmplă pe la 40-50 de ani, oamenii încep să creadă că nu mai pot. Și atunci percepția lor, părerea lor despre ce poate corpul, se deteriorează mult mai repede decât corpul. Deci dacă e o perioadă în viață în care noi credem că putem face mai mult decât poate să facă corpul, începând de la o anumită vârstă, credem că poate să facă mult mai puțin decât poate să facă. Orice se întâmplă. Hai să ne închipăm o ușă care începe să scârție. Și care chiar se, mai, se deschide tot mai greu. La un vine cineva, pune puțin ulei la bala male și dintr-o dată ușa aia merge perfect, nu mai auzim nimic, la fel e și corpul. Uh -huh. Pe măsură ce părerea noastră despre el scade, noi credem că nu poate, că nu mai putem, noi așa zicem, nu mai putem, da? Și atenție, aici uh, un lucru foarte simplu este că atunci când încercăm să facem ceva fizic, corpul ne zice, începe să scărție. Noi cum citim scârțitul? Că ușa aia nu mai poate fi reparată. Asta e. Mm -hmm. Cu o ușă n-am face așa. O ușă am pune ulei și ușa ar funcționa. Cu corpul nu. La primul semn de durere, pentru că ăsta este scârțitul la corp, când facem, de exemplu, încercăm, n-am făcut de mult niște genoflexiuni și încercăm, o să ne doare genunchii, febră și o să zic că, bă, e rău, A, e greu. Și Noi citim asta, nu mai putem. Mm -hmm. Și atunci, în loc să citim, oh, cum zicem noi în sport, nu rata o febră musculară, nu irosi o febră musculară, noi citim pe dos. Deci nu mai pot. Nu, asta nu sunt pentru mine. Da? Mm -hmm. Și atunci, de fapt, noi ne degradăm corpul involuntar. Pentru că, ca o ușă, nu o folosești scârții, adică toate închieturile astea trebuie să fie folosite, ca ele se poată să poată să-și joace rolul, da? Uh -huh. Și atunci, ceea ce cred este că are un impact mult mai mare asupra te uiți la oameni. Și ai vreați, de exemplu, să zici, apropo de citirea gândurilor, și ai zici, ăsta are 25 de ani, ăsta are 50 de ani, nu-i văd fața, văd doar cum merge, cum se mișcă picioarele, mâinile, da? Okay? Părerea noastră proastă despre corpul celor mai mulți dintre noi are un efect mai mare Asupra corpului, decât corpul. Deci, concluzia e că trebuie să facem mișcare, să forțăm Concluzi puțin. Concluzia a... este că, de fapt, corpul nostru, mm -hmm. pentru că distanța asta între ce credem noi și ce poate crește, corpul mm -hmm. nostru poate să facă mult mai mult decât credem mm -hmm. noi că poate să facă. Dar o altă problemă este timpul. Și de asta mi se pare că dumneavoastră sunteți un exemplu fantastic, pentru că este evident, conduceți o Dita mai. Deci uh, compania. Nu... Și faceți sport de câte ori pe săptămână? Spuneți-le celor care ne urmăresc. În fiecare zi găsesc care e programul? Care e programul de dimineață? Ce faceți? Da. Într-o zi obișnuită. Păi dimineața mă trezesc, mă duc la baie, după baie fac câteva exerciții, da? care sunt de mobilitate, flexibilitate, dacă poți și puțină viteză, da? Ok. Uh -huh. După care îți faci dușul, deja ți-ai creat setup-ul pentru ziua aia respectivă, ok? După care încep ce ai de făcut, da? Sau pot să existe zile în care facem sport altfel, deci lecții de dans, de exemplu, care sunt o oră jumate pe zi, da? Și alea sunt... Uh... Tot sport, practic. Sport, uh, ala e sport, uh -huh. zic așa, tare de tot, da? Ideea este că trebuie să ai grijă de sănătatea ta. Tu ești cel care ești responsabil, nu e altcineva. Da? Și e absolut uimitor să vezi cum între oameni care au aceeași vârstă pot să existe diferențe atât de mari. Dar încă o dată diferențele astea foarte mari există pentru că în bună măsură ele sunt rezultatul părerii proaste pe care oamenii au despre corpul lor. Sport, dietă, țineți? Și mai zis ceva. E timpul. Da, timp. Uh, Toți dau vina pe timp. N-am timp. Când vorbești de timp, atenție, uh, vorbești așa de timp azi n-am timp. Dar dacă azi n-am timp, peste câțiva ani o pot să fac mai puține lucruri. <laughs> și atunci, acolo o să e o problemă. Și atunci mm -hmm. când gândești apropo de timp, o să gândești pe termen foarte scurt și mie mi se întâmplă, de exemplu, ca uneori, că nu suntem ro robotizați, că nu se întâmplă chiar în fiecare dimineață. Uneori, m-am -am trezit, am atunci o întâlnire. La apuc. Mm -hmm. Te-ai aruncat, da? Dar, încă o dată, trebuie să-ți găsești timp, neapărat, pentru că, până la urmă, e vorba de mediu, timp mediu, în care zici, ok, dacă acum fac așa, o să o mai târziu, ca să te poți să faci mai bine mai târziu, mai uh -huh. bine faci lucrurile astea acum. Și am să zic, în timp, te gândești la timp, termen scurt, termen lung, termen mediu, ce vrei de la tine? Vrei astăzi să fii comod? Și peste câțiva ani de zile să chiar să nu mai poți, sau pui ceva efort. Și aici, pentru că e sportiv, trebuie să spunem tuturor că semnul ăla pe care îl dă corpul, durerea aia, poate să fie un semnal foarte pozitiv. Așa nu aia, citiți da. ca pe o chestie negativă, că mm -hmm. nu mai pot. Nu, poate zice, bă, nu mai mai folosit de ceva vreme, mai investește ceva timp cu mine. Da, până la urmă e important să ieșim din zona de confort, nu? Să, să luptăm da. cu asta. Dietă, țineți? Nu țin dieta. Mă interesează subiectul. Da, și mă, pe mine aș mai mai discuta o sensul, oră. în sensul, de, ok, eu nu înțeleg dietă, cum îți scazi greutatea, pe mine interesează cum mănânci sănătos. Sănătos, da. Pentru că mai vorba de sănătatea ta, mm -hmm. Aveți Acum. principii pe care le respectați aici? Hmm. Pe undeva, faptul că ne place peștele foarte mult, faptul că ne plac fructele de mare, legumele, fructele, uh -huh. cred că e o bună bază, dar, încă o dată, nu suntem profesioniști aici. Cred că Normal, avem nu? Mult, e o discuție. Avem între... multe de învățat aici, da, și da, chiar da. e unul din subiectele care mă interesează, dar, în general, vrem să mâncăm sănătos. Și asta e o preocupare uh -huh. a multor membri din familie, să mâncăm sănătos. Și România, atenție, încă are un avantaj. Adică. Noi tot discutăm, unde te duci la piață? Cine merge în afară vede că sunt niște piețe imense, da? Pe de altă parte, toți zic, da, așa gustoase ca la noi? Da, da, da. Mai da. greu, da? Pentru că e vorba și de bucătăria tradițională. Noi, de exemplu, roșia se mănâncă goală. Uh -huh. La italieni, ei nu mănâncă roșiile goală. Italienii mănâncă roșia cu niște brânză, cu ulei de măsline, cu lămâie, Întotdeauna roșia o mănâncă în combinație, Ro roșia la ei trebuie să fie zemoasă, nu neapărat gustoasă. La noi roșia dacă nu e gustoasă, s-a dus. Dar roșia bună se perisează, ea e, se duce Prefede, repede. Da. Da. Și atunci ai încă șansa asta că ești aproape de țară, că cei de la țară cultivă încă mult legume și fructe, da? Și început pot să mănânci lucruri foarte sănătoase. Și pentru sănătatea emoțională și mentală, ce faceți? Meditați sau, nu știu, ieșiți cu prietenii des? Când, când zice medităm, te referi la a Meditație. Gândi, la a gândi? Nu, care mă refer la, parte din tocmai, la nu gândi, la a-ți da o pauză, la a-ți elibera cum, mintea cum te de deconectez. tot. te deconectezi? Să nu uităm, de exemplu, că dansul, E o formă de meditație. Pentru că, atenție, e o formă de deconectare de exact. la viața profesională. Deja faci altceva. De ce? Pentru că atunci când faci dans, dans nu doar practici. Noi învățăm continuu și asta îmi place enorm la dans. Că învățăm continuu. Da? Și când zic învățăm, nu că înveți o figură din, uh -huh. ci înveți pur și simplu corpul tău cum poate să facă el după 10-20 de lecții. Cum poți să faci un lucru la care nu te-ai gândit că îl vei putea face. Uh -huh. Da? Și înveți continuu. E un focus. Focusul nu mai e pe ceea ce făceai înainte cu o oră, ci pe lecția de dans. Dansul este o deconectare. Deci dansul te reechilibrează, atenție, apropo de rolul lui, da? Și, în general, sunt genul ăsta de activități în care trebuie să te rupi de ce ai făcut, să faci altceva, dacă care te absoarbe uh -huh. Și atunci te reechilibrezi, da? Îmi plac filmele, de exemplu. SF-urile. Da? da? Haideți să încheiem așa. recomandați ne trei filme bune. Filmul meu favorit acum, SF, este Arrival sau Primul Contact. Îl uh -huh. da? recomand tuturor să-l vadă. E unul de filme pe care l-am văzut de peste 10 ori. Arrival, așa. ok. S-a notat. S-a da? notat. Uh, Interstellar, care este excepțional ca film, da? Și. Asta sunt genul de filme, mie îmi plac filme SF, care vin cu multă știință, adică cei care le creează. De multe ori te uiți la un film și nu-ți place pentru că vezi multă neglijență. Da. Adică lucruri care nu, sunt, nu se pot întâmpla, sunt imposibile. Da? Uh -huh. Pe când aici este multă știință în spate. da. Și poate al treilea case din uh, zona asta, Ultimul Samurai. <laughs> la seriale vă uitați? Aveți uh, chiar și acum mă uit, uh, nu mă uit la seriale. În general, adică mă o odată de când a apărut Netflix-ul. Uh -huh. da? Cred că mă uit dată la un an, doi ani, la o zi sau două la un serial. Da? Că atunci poți să vezi mai multe... V-a vreunul? Iar acum, acum chiar acum am uit la Star Trek Discovery. Ok, îl găsim pe Netflix, da? Netflix-ul are, da. Ok. Da? Și cărți, trei cărți. Ha. Știu că e greu să, să recomand trei cărți, dar... Okay. Recomand tuturor, poate reuși să găsiți, este un număr special al lui, nu e chiar o carte, e o serie de articole, un număr special din Harvard Business Review, care are pe copertă, chiar e numărul din iarna asta, se cheamă Echilibru dintre viață și muncă. Recomand foarte tuturor. important. E o mm -hmm. foarte bun articol acolo, dar recomand tuturor. Traversing the Traction Gap. Sau uh -huh. traversarea, să zicem, gropii. Uh -huh. da? E o sinteză excepțională, deschisă de investitori, e excepțională. Cartea o consider un fel de Biblie pentru cine vrea să inițieze așa ceva. Da? Și a treia aș da o carte legată de diversitate. Se cheamă Din păcate tot ce am dat eu nu se găsesc în română. Nu contează. A treia carte pe care o recomand este The Culture Map, uh -huh. în care e vorba de, de fapt de uh, cum ai un român și un american, de ei, cum interacționează. pentru că fiecare are anumite să zicem, up uri culturale. De exemplu, uh, un american nu poate să-ți transmită ție un feedback negativ decât împachetat în chestii pozitive. Nu poate. Cultural, așa, el e construit, da? pe când românul te mai bagă și undeva și zice, da? Americanul, dacă ar, 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 ar vedea lucrul ăsta, el ar considera chestia asta ca fiind o agresiune. Adică, probabil că te-ar da în judecată repede pentru că faci ceva total nepotrivit. Da? Cu toate asta pentru România normal, pentru americani e normal. Dar cum interacționează? Și Culture Map este exact despre noi, ca oameni diferiți. Fiecare e unic, dar Cum lucrăm? Putem lucra împreună. Mulțumesc frumos! A fost o plăcere să stăm de vorbă, și sper să ne revedem la partea a doua. Mulțumesc Numai mult! Mulțumesc frumos!